Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Filipeni, capitolul 1, versetul 10, de unde începem mesajul din seara aceasta. Filipeni 1 cu 10. Ca să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Seara aceasta, cu ajutorul Domnului, am să încep un mesaj, nu cred că pot să-l închei în seara aceasta, îl continuăm dacă Domnul ajută și duminica viitoare. Mesaj pe care l-am intitulat Cum să alegem între bine și rău? Cum să alegem între bine și rău? Și cu ajutorul Domnului vom intra în câteva subiecte care parțial sunt mai spinoase pentru că ating anumite aspecte care nu ne plac sau uh, despre care uh, nu ne convine să se vorbească sau cu care nu sunt chiar toți de acord, dar ne oprim la ele pentru că sunt biblice. În seara aceasta căutăm, căutăm cu tot din adinsul să vedem ce principii să folosim după ce ghid să ne luăm ca să deosebim binele de rău. Vedeți, când ne întoarcem la Dumnezeu, avem de a face cu un moment. E momentul mântuirii, momentul pocăinței, momentul convertirii. Și momentul acela în sine se încheie. Este un punct în istoria vieții noastre. Dar din momentul acela, din ziua aceea și până în momentul răpirii, până în momentul întâlnirii cu Domnul, până în momentul mântuirii finale, avem un drum de parcurs. Și pe drumul acela pe care îl avem din ziua mântuirii, până în ziua răpirii, până în ziua răsplătirii, până în ziua întâlnirii cu Domnul. În drumul acesta, în călătoria aceasta avem de făcut alegeri. Și acest drum are de a face cu viața noastră. Are de a face cu aspecte practice. Și motivul pentru care fac această introducere este pentru că atunci când se ating anumite aspecte despre care vorbim în seara aceasta, unii zic: "Mă, auzi despre ce o predica fratele, în loc să-l predice pe Hristos?" Vreau să vă spun că de fiecare dată când predicăm din Cuvântul lui Dumnezeu, îl predicăm pe Hristos. Și dacă, de exemplu, dumneavoastră aici, 95% dintre dumneavoastră sunteți mântuiți, nu ne rămâne decât într-o frază să spunem mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua mântuirii, mulțumim lui Dumnezeu și îl binecuvântăm pentru că ne-a mântuit mulțumim Domnului Hristos pentru jertfa Lui și amintim lucrul acesta și ne reamintim și din când în când mai trebuie să predicăm aceste aspecte, adică aspectul mântuirii, pentru alții care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar pentru noi care ne-am mântuit, pentru noi care ne-am convertit, pentru noi care suntem pocăi, suntem copii ai Domnului. Pentru noi, trebuie să vorbim despre lucruri care au de a face cu viața noastră cu Evlavia și cu Sfințenia. Așa că din când în când trebuie să ne oprim la aceste aspecte. Și acestea sunt bune pentru noi, pentru adulți și pentru tineri. I, and I would ask the young people to take some notes because they will be helpful. I know, I know you are faced with struggles and difficulty in taking decisions. Well, I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know which way to go. The message tonight, it will help you if you have your ears open. And please take some notes or take some pictures of the screen if you have the phone and if, uh, if you didn't leave it in the car. If you have it with you, you can use it for that purpose. Hopefully you go over it later on. Aș dori să ne oprim la câteva principii. Le-am numit principii. Am putea să le spunem aspecte sau reguli, un guideline, un mod de a ne ghida. Primul principiu este principiul clarității biblice. Dacă Biblia vorbește despre ceva, dacă Biblia se implică într-un anumit moment, domeniu, și vorbește despre anumite aspecte ale vieții. Nu ar trebui în fiecare zi și în fiecare an și de fiecare dată când avem ocazia să despicăm firul de păr în patru și să căutăm să vedem dacă nu cumva e altceva decât ceea ce zice. Pentru că țineți cont că lumea asta și noi datorită firii pământești în care trăim avem tendința să strâmbăm orice lucru din Biblie care nu ne place, care nu ne convine. Și vreau să vă spun cu durere oarecum în suflet că în anii care urmează, o să se scoată Biblii, care vor avea multe pasaje anulate, scoase din scriptură, vor ieși de sub lumina Tiparului. Biblii care din care vor lipsi pasaje din Scriptură sau pur și simplu o să fie răstălmăcite pentru ca să cadă bine unui grup de oameni care sunt ofensați de ce spune Biblia și ca să nu o colesc prea mult, LGBTQ. Pentru că această grupare de oameni este ofensată de modul în care vorbește Biblia, ei trebuie să găsească o metodă ca să scoată din Biblie și să arate că nu sunt vinovați. Ei sunt la o extremă, fraților. Ei sunt la o extremă. Și de la această extremă vor desfința pasaje biblice și vor ieși Biblii noi de sub tipa. Atâta se vor lupta și nu am să mă mir deloc dacă vor reuși. Ei sunt la extremă. Noi suntem undeva la mijloc. Dar ascultați-mă, firea pământească nu se poate pocăi. Firea pământească nu se poate decât răstigni. Aia nu se pocăiește. Chiar acum când am fost la sacrament, o stăteam la masă cu cineva și ne-a adus aminte despre expresia unui frate, ori în vorbele lui, ori în rugăciune, care mi-a plăcut, cred că am mai auzit-o cândva, dar n-am auzit-o de mult, zicea, Doamne, fă să țină cuiele, fă să țină cuiele cuiele unde, care țin firea pământească. Zice, firea pământească îi țintuită pe cruce cu cuiele. Doamne, fă să țină cuiele alea, să nu scape. Și poate că noi trebuie să recunoaștem că din când în când mai scapă firea pământească din cuie. Mai scapă și intrăm în fire și dovedim că firea pământească încă nu a murit. Nu a murit firea pământească și se luptă. Și ascultați-mă, ori de câte ori avem de-a face cu pasaje din Biblie care nu prea ne convin, care nu ne cad bine, cu care nu suntem de acord pentru că pur și simplu nu place firii noastre pământești, căutăm să vedem dacă nu este o altă explicație, căutăm să ieșim de acolo. Și ce vă rog în seara aceasta, și de fiecare dată, cu frică de Dumnezeu cu reverență, să ne apropiem de Cuvânt și să primim fiecare sfat. Și am să încerc să nu zăbovesc mult la ele. Principiul clarității biblice. Acest principiu ne ajută să împlinim, fără o mulțime de explicații, sfaturile clare din Scriptură. Dacă Biblia vorbește despre ceva și lămurește ceva, acceptăm, primim și zicem, Doamne, ajută-ne să împlinim. Dacă scrie în Biblie, nu insulta pe Dumnezeu ca și cum Dumnezeu ar fi neutru vis-a-vis -vis de subiectul respectiv. Că uneori avem impresia că Dumnezeu e neutru, nu are nicio opinie. Dumnezeu, mai ales dacă e scris Dumnezeu, are opinie vis-a-vis -vis de subiectul respectiv. Mă opresc două minute la învelitoarea pe cap. 1 Corinteni 11, 3 la 6. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit, își necinstește capul său. Din potrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit, își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, adică dacă nu-și pune ceva peste păr, dacă nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învelească. Nu-i vorba de păr. Părul nu este învelitoarea la care se referă aici. Părul este o velitoare a capului și o podoaba a femeii, adică femeile în general poartă părul mai lung, e podoaba a femeii și este o velitoare a capului. Dar această învelitoare trebuie acoperită, pentru că spune, dacă e rușine pentru o femeie să fie tuns o rasă, dați-mi voie să spun într-o paranteză că acum în lumea noastră nici asta nu mai e rușine. Femei, vezi femei rase în cap și să poartă ca și bărbații da? Nu între noi. Dacă e rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învelească. Dacă ar fi vorba de păr, ar spune să-și lase să crească părul. Foarte simplu. Dacă e vorba de păr, aici, ca învelitoare. Dacă e rușine să fie tunsă o rasă, să se învelească. Simplu. Întrebarea se pune, chiar așa de mare inconveniență este pentru coafură cel puțin o eșarfă lată, să arăți că ai intenția să acoperi părul, că ai intenția să -ți ții de ce scris. Asta e ce spune Biblia. Fiecare poate să negocieze de aici în continuare și nu n am intenția ca să țin studiu biblic pe tema asta și să mergem în exegeză și să despicăm fiecare cuvânt, că tot la concluzia asta ajungem. Că femeia trebuie să poarte ceva peste păr ca să arate că este supusă bărbatului și că respectă ceea ce este scris. La bărbați, 1 Corinteni 11 cu 14, nu vă învață chiar și firia că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Chiar și firia vă învață că e rușine pentru un bărbat să fie pletos cu părul lung. Am spus și cu alte ocazii lucrul ăsta. Dacă se uită cineva din spate la un bărbat și se uită la capul lui sau din față de la distanță, trebuie să-și dea seama că e bărbat, că e tuns. E tuns ca un bărbat. Că Dumnezeu a lăsat să fie deosebire între bărbați și femei chiar dacă societatea actuală vrea să amestece cele două genuri, masculin și feminin, vrea să le amestece să nu mai poți deosebi. Este o luptă în generația asta pe viață și pe moarte, ca să se elimine diferențele între bărbați și femei. Și bărbații să arate tot mai mult ca femeile, de-aia îmbracă cu pantaloni strânți pe ei, ca să arate ca o femeie, că femeile de obicei pe stradă poartă pantaloni strânți și bărbații, bărbații încep să smulgă sprâncenele, bărbații încep să poarte make-up, să Aș putea să vă arăt poză, dar vă sperie, nu mai dormiți la noapte, linișteți Să, să vezi bărbat, bărbat, bărbos, cât un elefant, așa, și cu rochie și cu ruși pe buze. Te uiți la el și nu mai poți să dormi noaptea. Asta vrea societatea să facă în condițiile actuale. Apostolul Pavel, sau cuvintele lui, răsună foarte simplu. Oameni buni, firea vă învață, nici nu spune că Duhul Sfânt vă învață. Chiar și firia, adică e primul nivel. Bunul simț, omenia, cei șapte ani de acasă. Nici nu trebuie să ajungi la Duhul Sfânt ca să te învețe lucrul ăsta, că firia te învață. Bărbați și băieți, fiți bărbați. Noi suntem old fashion, yes, noi credem că este bărbat și femeie așa cum a creat Dumnezeu și rămânem așa până vine Domnul, că așa trebuie să rămânem. Așa că nu le amestecați, fiți bărbați, nu vă tundeți ca femeile, nu vă îmbrăcați ca femeile, nu vă purtați ca femeile, purtați-vă ca bărbații și femeilor. Domnul să vă binecuvântează, să fiți femei, să fiți domne. Noi încă zicem ladies, and gentlemen. Man, ce frumos sună chestia asta. Deja se scoate din vocabular. Ca să nu ofenseze pe cineva care zice, eu nu știu nu ladies, nici nu gentlemen. Dar ce ești? It. Ok, pentru it, ladies and gentlemen and it. Ok? Să nu se supere nimeni. Dar în cadrul Bisericii lui Hristos nu avem decât ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, frați și surori, Domnul să vă binecuvinteze. Bărbați, aveți grijă la tunsoare și la îmbrăcăminte. Bijuterii și vestimentație. Next. Biblia vorbește. Dacă nu vorbește Biblia, nu vorbim nici noi, dar pentru că vorbește Biblia, vorbim și noi și revenim la asta. 1 Timotei 2 cu 9. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, adică cu modestie, cu rușine și sfială în mod sfios, nu strident. Nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărcăritare, nici cu haine scumpe, adică nimic care să atragă atenția în, într un mod ofensiv sau într un mod senzual. Atenție, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărcăritare, nici cu haine scumpe, ci cu vincios, cu rușine și sfială. 1 Petru 3 cu 3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor. Acum, fraților, n-ar trebui niciun predicator să intre în detalii aici și să caute, să spună, să arate, să explice, deși că uneori am făcut mai mult. Citiți ce spune Biblia, rugați-vă lângă acest cuvânt și Dumnezeu vă va lumina. Consumul de alcool. Consumul de alcool. Știți de ce le-am ales pe acestea? Că astea sunt zona gri pentru unii, pentru noi e negru. Negru și alb. Pe vremuri a fost negru și alb și zona gri a fost așa foarte subțire, A fost o linie la zona gri. Acum negru e o linie, alb e o linie și totul e gri. Pentru ca lumea să fie și să rămână încurcată. Eu am ales câteva subiecte care pentru unii sunt zona gri, ca să înțeleagă că nu sunt în zona gri. Nu sunt în zona gri. Consumul de alcool. Efesen 5 cu 18. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de duh. Deuteronom 29 cu 19. Nimeni după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ să nu se laude în inima lui și să zică voi avea pacea chiar dacă aș urma după pornirile inimii mele, adică după ce vreau eu și chiar dacă aș adăuga beția la sete, adică atunci când mi sete mă duc să mă îmbăt asta e răspunsul. No, no. Proverbe 23 cu 31. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. E la lune că ușor. Nu te uita, nici măcar nu te uita, întorce privirea în altă parte. Și lista cu texte ar putea să continue. Și iată ce spune 2 Corinteni 4 cu 13. Însă fiindcă avem același duc de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit. Și noi credem și de aceea vorbim. E scris, credem și vorbim. Și 1 Corinteni 4 cu 6 spune așa, fraților, pentru voi am spus aceste lucruri, în icoana de vorbire cu privire la mine și la Apollo, chiar dacă era un alt subiect, aici un principiu. Ca prin noi înșine, să învățați să nu treceți peste ce este scris, să nu treceți peste ce este scris. Adică să nu călcați în picioare ce este scris. Adică să nu considerați că nu-i scris ceea ce este scris. Când faci alegerea Oricare ar fi, trebuie să te întrebi dacă aceasta nu este o încălcare a ceea ce este scris. Puneți întrebarea asta, if you are a young person, if you are older, if you are a man or a woman. When you make a choice, whatever that choice is, ask this question. Am I not stepping over what is written, what God says? Am I not stepping over? Ask yourself that question. And if the Bible addresses that issue, stay away. May God bless you. Al doilea, principiul prudenței l-am numit. Principiul prudenței. Okay? Acest principiu ne ajută să ne păzim de aparențe păcătoase, de aparențe toxice, de aparențe nocive. Nu-i sigur că e rău, dar pare a fi rău. Mesajul transmisie că e un lucru rău, 1 Tesalonicen 5 cu 22. Feriți-vă de orice se pare rău. Feriți-vă de orice se pare rău. Când te uiți la ceva, when you look at something and you say, man, this might be bad, this might be evil, I'm not sure, but it looks like it is, stay away. Păziți-vă de lucrurile care nu sunteți sigur că rele și să ne păzim, dar par a fi rele. Un ar fi dansul, că am auzit că societatea actuală ia cu dans și cu balet. Am înțeles că sunt chiar și între credincioși care își duc fetele la balet să le învețe să danseze. Am auzit, nu sunt sigur și nici nu mă interesează cine ei, dar vă rog să ascultați. Ce o să învețe? Ce o să învețe? Ce va ieși de acolo? Dans? Balet? Pentru copiii lui Dumnezeu care își dau trupul ca o jerfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu pentru Hristos? O să facă de acolo carieră? E sigur că fata aia când va crește mare va, se va mărita cu un bărbat, cu un băiat la care place baletul? E sigur că va fi lucrul ăsta? Mare atenție! Meciurile, meciurile, vorbeam săptămâna trecută despre meci. Nu-i vreme pentru meci și pentru copiii lui Dumnezeu, pentru ca să renunțe la biserică în favoarea unui meci, tocmai la orele aceea și tocmai în ziua aceea. E o balanță, trebuie să alegi, trebuie să alegi. Ce spune cuvântul, ce spune Duhul, ce spune firea? De ce ar alege cineva un meci în loc de rugăciune, închinare, părtășie în același timp? Ce crezi că se va întâmpla? care i câștigul în urma unui meci? Cine ți-a dat vreodată ceva în urma unui meci? Că te a uitat. Na, nu ți-o dat nimeni nimic. N-ai niciun câștig, niciun beneficiu. Nici pâine acasă, nici pace în familie, nici creștere spirituală, nimic. Am zis săptămâna trecută ceva și am înțeles că unii au crezut că am blestemat, că am zis un blestem. Că le-am zis ca să nu le cadă bine Coca-Cola și pizza, să nu-i cadă bine, că dacă nu-i cade bine, să gândește. Și zice, mă, poate că nu-i bine, că... poate că nu-i bine, poate că trebuia să fiu la biserică. Și am zis că aș vrea ca să nu se simtă bine ăla care e la mers, să nu se simtă bine. Pentru că dacă omul face ceva rău și se simte bine, și merg toate bine, și cad toate bine, își șanse puține că se trezește. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Nu știu dacă cineva s-a simțit rău la meci. Nu știu dacă cineva a înghițit mai cu greu pizza sau Coca-Cola. Nu știu lucrul ăsta. Dar dacă nu s-a simțit prea bine, îi un semnal. Mă, nu-i bine ce am făcut. Așa că să nu se supere nimeni și să fie liniștit oricine, că noi nu blestemăm, dar îi sfătuim pe oameni. Și dacă cineva nu se simte bine în urma unui lucru rău, păi dacă merge cineva să facă un lucru rău, nu-i spui Domnul să te binecuvinteze, că am, am vrut să zic, dar n-am zis despre asta. N-am zis, oh, cei care sunt la biserică aici, Domnul să-i binecuvinteze. Asta pot să zic, iați? Dar m-am gândit să zic, și cei care îți la meci? O, oh, stai așa, cum adică? Cum adică Domnul se binecuvintează? Domnul să-i trezească! Domnul să-i trezească! Domnul se, trezească. Domnul se aducă la pocăință! Și în lumina asta am zis și mai zic, să nu le cadă bine, să nu se simtă bine, să n-aibă liniște, pace, armonie, să se simtă mustrați în conștiință. Pentru că atunci când faci un lucru rău, dacă te mustră conștiința, ai șanse să te trezești. Că dacă nu ne trezim de acum, în 10-20 de ani trebuie să punem meciul pe screen aici, să vină lumea la meci, cum se întâmplă în unele biserici în România și în America. Și atunci ai vai de noi, atunci putem să punem lacăt pe biserică și să mergem să ne vedem de treabă. Domnul să ne păzească de așa ceva. Spectacole, ce să căutăm noi la spectacolele lumii? Ce să cauți la spectacolele lumii? Ce să închini pahare? A, trebuie să mă opresc la subiectul ăsta. Închinarea paharelor am auzit, încă n-am văzut, dar am auzit că se mai transmite pe social media și cu poze și la anunț. Probabil că eu plec mai devreme de la anunț și nu văd tot ce se întâmplă la o nuntă. Dar deja. Și pocăiți au început să închine cu paharul. Cu paharul ăla ca și, care e ca și de șampanie. Dar pune în el înghețată sau pune în el suc de struguri sau suc de mere sau mai știu eu ce pune. Nu-i cu vin, nu-i cu șampanie, dar cu altceva. Și au paharul și vor să ciocnească paharul și să li se facă poze. Păi dacă eu sunt un străin și văd două persoane care fac lucrul ăsta, ce pare a fi? Că vorbim despre aparențe, principiul aparențelor nocive, rele, păcătoase. Ce pare a fi? Eu, dacă văd o poză, eu zic că sunt două persoane care au paharul cu șampanie și-au închinat înaintea sorții și a norocului. Cheers! În românii spun noroc! Românii, noroc! Americanii spun cheers! Dar ce înseamnă asta? care e semnalul pe care îl trimite și cum că poate să ajungă așa ceva chiar între credincioși sau între copiii noștri. Cum că nu le-a spus nimeni, nu i-a învățat nimeni că nu se face așa ceva pentru că mesajul este fals. De ce? Care ar fi scopul pentru care vrei să faci așa ceva? Ce vrei să transmiți? Mai departe. Vă rog să proiectați Isaia 65 cu 11. Isaia 65 cu 11. Dacă se poate. Dar pe voi, care părăsiți pe Domnul, care uitați muntele meu cel sfânt, care puneți o masă norocului și umpleți un pahar în cinstea sorții, să știți că exact la asta se referă o masă de petrecere și închinare la soartă. Noroc, să ai noroc, să-ți meargă bine. Unde e rugăciunea de binecuvântare? Și de ce să împrumute copiii lui Dumnezeu un gest? Vă rog să puneți înapoi, că vreau să văd cum spune în engleză. Ok, this is a... vă rog să căutați altă traducere, că tinerii nu o să înțeleagă, că nici eu nu înțeleg aici. Căutați a New International Version. Căutați o altă traducere. Și revenim la versetul ăsta. Că exact asta spune și în limba engleză. Ah, there you go. See? Who set a table for fortune and fill cups of mixed wine for destiny. Cheers! Să îți fie viața ușoară, să ai noroc, să-ți meargă lucrurile bine. Dar noi nu avem astfel de obiceiuri. Atenție! Dacă cineva a fost păcălit sau a crezut că lucrul ăsta nu-i nu mare, nu-i mare păcat. Eu nu zic că cine a făcut lucrul ăsta mere în ea, dar cine a făcut lucrul ăsta să nu-l mai facă. Și cei care nu l-au făcut până acum să nu-l facă niciodată. Că nu face sens. Nu-i pentru copiii lui Dumnezeu, nu-i pentru poporul lui Dumnezeu. Că noi nu așa facem când ne întâlnim unii cu alții, indiferent de circumstanțele în care suntem. Orice aparență, de rău trebuie eliminată. Când faci alegerea, trebuie să te întrebi dacă aceasta nu are o aparență păcătoasă sau rea. Să vezi ce spune lumea, ce spun alții. Atenție la ce poze faceți, atenție la ce transmiteți pe internet. Pentru că cine e la capătul celălalt nu, nu înțelege, nu știe despre ce e vorba. Și eu vă spun ca unul care am umblat mult în lumea asta și am întâlnit multe circunstanțe. Și vine și unul și altul, hai să facem o poză, hai să facem o poză, hai să facem o poză. Și nu că nu accept să fac poză, dar sunt foarte atent. Sunt <laughs> foarte atent. Dacă cumva ai cineva din familie sau chiar o străină sau cineva de la noi din sat, dacă e o persoană femeie, de genul feminin, atunci trebuie să zic să vină și soția, stai să vină și soția, nu facem noi poze. Trebuie să sufli și în iaurt, ai grijă, ori în ce circunstanță, ce mesaj transmiți afară. De exemplu, dacă îți faci o poză și ești de jumătate dezbrăcată și o pui pe internet, care mesajul pe care îl transmiți? Ce vede celălalt? Că dacă, și dacă ai scrie un articol, păi dacă e un bărbat sau bărbații care deschid poza aia, nu-i nu interesați ce scrie articolul, e să uită la ceea ce se vede, nu mai interesează ce se scrie. Și o mare atenție, orice aparență a răului trebuie ocolită și evitată. Al treilea principiu în seara asta, principiul iubirii de aproapele. Ăsta e un pic mai dulce, dar e necesar, principiul iubirii de aproapele. Acest principiu ne obligă să ocolim pricinele de potignire pentru alții. Trebuie să avem grijă dacă ce facem nu este în mod serios o pricină de potignire. Stumbling block for other people. Iată ce spune Romani 14 cu 15. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească, chiar din pricina unei mâncări. Subiectul are de-a face cu mâncarea. Nu mai umbli în dragoste, nu mai umbli în dragoste. În momentul în care faci ca altul să se mâhnească, nu umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Romani 14 cu 13. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine, Judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Romani 14 cu 20: Să nu nimicești pentru o mâncare lucrului Dumnezeu. Drevorbind, toate lucrurile sunt curate, totuși a mânca din ele când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere este rău. Romani 14 cu 21. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Prin comportament, vorbe, îmbrăcăminte, pot să devii o pricină de potignire, o sursă de păcătuire. Ai grijă cum vorbești, cum te porți, cum îți faci poze, unde ajung ca să nu fii o pricină de potignire. Poate zici, da inima mai curată, eu îl slujesc pe Domnul, îl iubesc pe Domnul, it's fine, it's fine. Dar faptul că inima ta e curată nu înseamnă că nu poate să cauzeze în altă parte o cădere, o cădere care poate să fie gravă. Marcu 9 cu 42. Dar dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să îi se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Vedeți ce grav e să faci pe un altul să păcătuiască, să faci pe un altul să cadă printr-un comportament abiblic din cauza neatenției, nebăgării de seamă, datorită neascultării, datorită modului în care poate ne prezentăm atenție mare și pentru bărbați, dar și pentru femei în mod special. Există un principiu a iubirii. Pentru că te iubesc, fratele meu, pentru că țin la tine. Mă abțin, mă dau în spate, nu vreau să fiu o pricină de potignire sau de cădere pentru cel de lângă mine. Când faci alegerea, trebuie să te întrebi dacă aceasta produce căderea sau potignirea cuiva. Asta e obligația pe care o avem, pentru că suntem în trup. Nu poți să spui 100% că ai don't care, nu mă interesează de nimeni, pentru că ești parte din trup. Și ca și parte din trup, trupul trebuie să funcționeze în armonie. Nu face fiecare cum gândește el, ci fiecare caută să fie parte din trup și să ajute trupul ca să funcționeze bine. Și în iubire, în dragoste, în respect unii față de alții, trebuie să avem grijă. Este un principiu foarte important un principiu al iubirii de aproapele. Să ne ajute Domnul să ne zidim unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții. Da, uneori trebuie să ne îndreptăm unii pe alții, trebuie să ne corectăm unii pe alții. Dar să avem grijă în comportamentul nostru, ori de ce natură și în orice aspect ar fi. Aș dori să mă opresc aici, în seara aceasta, vom continua data viitoare cu celelalte care sunt oarecum mai dulci, dar tot necesare și importante. Și doresc din toată inima, pentru mine și pentru dumneavoastră și pentru noi toți, să căutăm să ne apropiem de Dumnezeu, să căutăm fața lui Dumnezeu, să căutăm să citim ce e scris, să căutăm să împlinim că Dumnezeu nu ne cere lucruri imposibile, nu ne cere lucruri imposibile. Anumite lucruri nu ne convin nouă, nu ne plac din cauza firii, că toți avem slăbiciunile noastre. Dar să căutăm, să vedem ce ne învață Scriptura. Pentru că suntem pe acest drum, din ziua mântuirii până în ziua răpirii. Suntem pe drum. Încă n-am ajuns la final. Și până acolo trebuie să ținem cont de ceea ce ne vorbește Dumnezeu. La asta suntem chemați și asta e responsabilitatea noastră a fiecăruia. Scoateți ideile tale din minte și vino la Scriptură și vezi ce spune Biblia. Și dacă Biblia te corectează și mă corectează, Domne, ajută-ne să ne îndreptăm și să ne corectăm, ne ridicăm înaintea Domnului și aș dori să ne rugăm, să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem mai lui, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a mântuit, să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a arătat dragostea lui, așa cum am și cântat ultima cântare, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta și să ne încredințăm în brațul Domnului pentru săptămâna care urmează.